Zilele trecute, deputatul Mihai Weber anunța că ia în calcul chiar și el o candidatură pentru alegerile locale din 2020. Weber este președinte executiv al PSD Gorj și susține că se poate sacrifica pentru partid. Viceprimarul Aurel Popescu a taxat graba lui Weber. Indiferent că este domnul Mihai Weber sau domnul Cosmin Popescu sau Adi Tudor sau Aurel Popescu sau oricare dintre colegii mei, care intră în acest carusel, trebuie să îndeplinească acele criterii pe care ni le dorim pentru ca în 2020 să câștigăm cu siguranță alegerile privind fotoliile primare al municipiului Târgu Jiu. Este o competiție pe care, din păcate, eu am pierdut-o în alegerile parțiale. Am regretat foarte mult acest lucru, dar am să mă dedic în totalitate în perioada următoare pentru a găsi cea mai bună formulă și pentru a face posibil în 2020 ca fotoliul de primar să revină Partidului Social Democrat. Doritori sunt, însă este prea devreme să discute despre candidatul la primăria Târgu Jiu, este concluzia lui Aurel Popescu. După ce a trecut printr-o campanie electorală, Popescu nu este sigur că va mai fi dispus să candideze încă o dată pentru fotoliul de primar. Nici partidul nu este convins că Aurel Popescu ar fi cea mai potrivită variantă. Ar putea întâmpina PSD dificultăți în desemnarea candidatului dacă vorbim cu 3 ani înainte de un sacrificiu? Nu, niciodată nu vor fi probleme, pentru că Partidul Social Democrat are suficient forță umană. Avem suficient de mulți oameni care să intre într-o astfel de competiție. Dumneavoastră ați mai fi dispus să mai intrați într-o competiție? Nu știu, nu am mai vrut să discut aceste lucruri și am stabilit cu colegii mei acest fapt care trebuie să-l constatăm cu toții. Este nevoie de liniște pentru a pregăti 2019. Sunt două competiții în 2019, europarlamentare și prezidențiale. Nu știu de ce se mai discută de 2020, alegeri locale și în mod special funcția de primar. În momentul în care aruncăm acum în luptă un candidat pentru 2020, va fi cu siguranță ținta tuturor atacurilor, indiferent că este vorba de partide politice, presă, cetățenii ai municipiului Târgu Jiu, și n-ar aduce nici de departe un plus pentru candidat. Alte nume vehiculate chiar în sânul PSD pentru a se pregăti de competiția electorală sunt Cosmin Popescu sau Adrian Tudor.